Hai să pornesc înregistrarea. Da, da. Înregistrăm. Da. Ce durere ai? Vreau să semnalez niște lucruri în care am fost înștiințat de dimineață. Când satul Brăiești, comuna Brăiești, județul Botoșani, în două luni de zile s-a aflat fibra optică de pistil în comun. Oho. Oamenii sunt condamnați de două luni de zile să nu mai aibă conexiune la o rețea de internet. L-am sunat în mod expres pe domnul primar, Adrian Nistor, în care domnia sa a spus că nu poate să comenteze situația. L-am întrebat dacă poliția are în vedere acest punct. Domnia sa mi-a închis telefonul, fiindcă fără am dat nicio explicație, fără nimic. Mi s-a dat de ce crezi că primarul trebuie să răspundă de toate bunurile din comună? Cablul acela, fibra optică, aparține operatorului. Care da, operatorului Telecom, dar primarul... Telecom sau Orange? Telecom, sau dar mă gândesc că, că domnul primar, știind și poliția este vecinul cu primăria Brăiești, ar fi trebuit să știe că sunt două sate care astăzi am aflat, în Brăiești și în Poiana, într-un alt sat, s-a furat cablu din pistil. Deci vorbim de o rețea care dispare în două zile de pistil. Înțeleg, s-a furat de la Brăiești, dar nu s-a furat din satul vecin. Deci chiar acest hoț, nimeni din instituțiile statului nu-l poate opri, deci fură la nesfârșit și lasă oameni fără la conexiune de internet, deci oamenii plătesc facturile corect, legale, dar uite, din cauza că internetul nu mai este, vine luna, trece factura, ce să plătesc? Pentru că nu am avut internet, ne punem în situația la oricărui din noi că avem abonament și cablu să fie furat, iar cei de la Telecom nu se autosesizează deloc. Păi, poate ei nici nu știu, ar trebui să-i sesizeze consumatorii de servicii. Că vina că nu dă internet ia prestatorului, Telecomul, vina că nu a sesizat Telecomul ia consumatorului de internet și vina că nu investigează furtul ia poliției. N-are nicio treabă primarul cu chestia asta, pe bună dreptate omul ți-o închis. Da, Oleg, dar cum se întâmplă că la primărie iese internet și în sat nu mai iese? Cum se întâmplă? Păi acolo cum se întâmplă că unii vecini au internet și alții n-au? Poți ai rupt cablu de la anumiți vecini. Poate că e o răfuială, poate că încearcă să-i... Dar nu lor, Oleg, cablu nu iese rupt. Cablu iese luat din întreg sat, deci dintr-un capăt în celălalt capăt. Și acum, aseară, s-a oprat din alt sat vecin, s-a oprat cablu aseară. Chiar astăzi am primit știrea și în Poiana a dispărut cablu tot de pistâlpuri. Păi și din tot satul acela nu se găsește nimeni să sesizeze Telecomul și poliția? Nu, pentru că știi de ce? Vicele primar din primăria Brăiești este chiar fostul șef de post al comunii Brăiești. Și ce are una cu alta? Ce nu poate un fost polițist fi și viceprimar? Ba da, poate nimic, nu am nimic omul, dar ideea că ce cum e la sat? Dacă nu ajungi unde trebuie și mai în sus, la sat lucrurile se rezolvă cu facem plângerea fără număr de înregistrare, o punem în sertar și dacă omul nu știe că trebuie să înceară un număr de înregistrare, eu de ce să mă aflu în treabă și dau număr de înregistrat ca să mă verifice pe mine dacă într-adevăr petiția i-am soluționat-o mai departe sau zace la mine în sertar. Cam așa stau lucrurile și în poliția de la sate, comuna Brăiești, Văculești, etc. E și vina oamenilor că nu s-au informat, nu s-au documentat, nu s-au educat. Da, dar nimeni nu-i profită de ignoranța lor oricine. Și un fost polițist, și un fost hoț și tot așa. Da, ceea ce vreau să mai relatez, Oleg, este că mâine încep școala copiii. Nu, în e sabat... zonă roșie acolo? Nu. Am primit decizia că de mâine au fost înștiințați că pot să revină la cursuri. Dar ceea ce vreau ca să știi, Oleg, să știi o întreagă țară, că în satul Brăiești este o familie care are 5 copii. Sunt condamnați să meargă pe jos 2 km până ajunge la stația de unde microbuzul îi poate prelua.
Asta înseamnă la ora 6, microbuzul, 6 jumate ajunge în stație, copiii trebuie să se trezească undeva pe la ora 4, la 5 să fie pe drum și la 6 să poți să ajungă. Îți 2 km care drumul este nedezepezit. Deci este nins de aseară în continuu în comuna Brăiești. Ne-au relatat familia Becheanu, primarul o trimis plugul, dar o da numai așa, pe deasupra, deci nici nu o ras, nu o da cu antiderapant, cu nimic. Cum pot să meargă copiii cea prin omăt mâinii 2 km la școală dimineața? Și problema e că e nedezăpezit sau că nu merge autobuzul mai aproape de casa lor? Nu, că primarul a dat ordin autobuzul să nu meargă mai sus decât din centrul comunii, atât să ia. Deci ar putea... Ca să nu se potmolească, am înțeles. Deci da, în mod normal autobuzul vine mai aproape și ia de acasă. Acum când e zăpadă, în mod excepțional, merg pe jos. Nu vine deloc, fiindcă primarul a spus să nu meargă mai în sus decât la centrul satului unde se poate întoarce autocar. Acolo unde ar fi trebuit să ajung este o pantă și probabil poate că ar urca un pic mai greu. De ceea ce este, fi mașină mai mare, mai detonaj mai mare, microbuz, școlar poate că a urcat mai greu că e panta mare. Am văzut și eu panta pe filmare. Dar totuși ar fi trebuit să se gândească domnul primar, 2 km care copiii ăștia au niște vârste foarte mici ca să meargă pe jos. Ei deja ajung obosiți la școală. De acord. Mergi de dimineață prin tuneric 2 km pe jos singur. De unde nu știm că, mai ales că acolo, din câte am înțeles, nu știu dacă este și iluminat public până în sat. Deci orice s-ar putea întâmpla la ora 5 dimineață când copiii cea merg pe jos. Copiii nu știu scriu petiții, dar părinții ar trebui să fie destul de descurcăreți. Scrie la Consiliul Local, la Consiliul Județean, la Oleg, Minister, eu am vorbit cu această familie și dimineață și am întrebat cum v-ați pregătit copii. Nu știm dacă îi vom lăsa la școală, fiindcă drumul este nedezepezit, primarul nu trimite în această zonă unde stă familia Becea, nu trimite utilajul să dea zăpada. Îi lasă anumit condamnat. Deci numai în centrul satului se dea zăpada ca să vadă într-adevăr ce s-a făcut. Și cum? Da oamenii cu lopețele. Deci are utilaje noi care le ține în ograda primăriei fără a le pune la treabă. Știm bine că se primesc bani de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri pentru a dezăpezi comuna. Primarul, din câte am înțeles, că nu vrea să folosească utilajele, dar banii îi încasează. Și folosește asta trebuie demonstrat. El probabil o să aibă dovadă că nu e adevărat. Da, ai văzut și data trecută, i-am dat ocazia să reacționeze și nu a zis nimic. Înseamnă că are ceva de ascuns. Păi da, normal, categoric, că domnul primar are de ascuns. Mai nouă știri care am aflat-o tot dimineața la familia Becheanu, că acest primar, vis-a-vis de primăria Brăiești, există niște aparate, cazinouri, care domnia sa își petrece timpul acolo. Voi solicita ANAF-ului să vedem dacă, într-adevăr, domnia sa, din banii publici, îi folosește pe păcănele. Păi, cum să verifice ANAF-ul chestia asta? Și nu cred că din banii publici, din salariul lui. Dacă o face asta în timpul serviciului, nu știu dacă e de competența ANAF-ului. Trebuie cetățenii să documenteze banii, chestia asta și după aceea... Din banii primăriei, el face hârtii justificabile că ar fi cheltuit pentru dezăpezire anumiți bani, că ar fi cheltuit pentru nisip atâți bani. Dar, din contra, oamenii dau la mână. Cum au cheltuit el banii dacă oamenii dezăpezirea se face la mână și nu se face cu utilaj? Doi, aspectul care vreau să-l menționez, acest sat li se percepe taxa de pază. Oleg, suntem în secolul 21 care toată lumea are camere de filmat. Mai nou vedem că unele primării deconectează poliția locală și merg pe baza camerilor de filmat. În satul Brăiești li se percepe o taxă de 400 de lei pentru paza în sat. În sat există camere de filmat video, supraveghere video, dar pază nu există. De ce primarul trebuie să ia taxă pentru că camera aceea filmează și păzește? Nu mi se pare ceva relatat. Și primăria Văculești, care e un sat vecin, de unde soția mea era de acolo, și nu se percepe taxa pentru că păzește camerele de filmat satul. De ce la Brăiești se întâmplă? Și ce se face cu banii cea că nu li se dă chitanță, nu nimic? Deci
se cere banda fără un document, fără nimic. Unde pleacă banii aceia? Iată, asta e de competența Inspectoratului Fiscal și eventual a instituțiilor de stat care veghează viața privată. Camerele cele trebuie să fie autorizate, anunțate. Nu poți să faci monitorizarea satului, a mahalalei, a oamenilor fără ca să-i avertizezi că sunt filmați și tot așa. Trebuie să se dea de organele de abilitate. Dar dacă oamenii tac, rabdă, degeaba zici că toți au camere, dacă iată dumneata relatezi din numele lor, fiind la București, ei hânt la Botoșani. De ce de acolo nimeni nu relatează? În interviu, pe Skype sau pe video sau cu live de acolo, de pe telefon. Da, există live care am să-l trimit și pe pagina la tine, în care această persoană, Becheanu, relatează felul de unde vin copiii până unde au dimers. Au fost la primărie să caute și vorbească cu domnul primar, nu iese de negăsit. Când aud de familia Becheanu, tot timpul nu vreau să colaboreze cu ei. Fiindcă spune că îl hărțuiești, spune că îi aduci tot felul de jigni la adresa lor, dar acești oameni sunt sătui, fiindcă domnia sa îi întoarce spatele când îi cere ajutor. E vorba că ei, dacă vor să răzbune, să răzbună pentru copiii lor, nu să răzbună pentru ei. Copiii cei adicizi trebuie să fie condamnați din partea autorităților locale Brăiești să meargă pe jos 2 km de dimineață. Adică microbusul acela ar putea să urce mai sus. Este asfaltat drumul acela, să poate ajunge mai sus. Deci domnul primar i-a dat ordin șoferului să stea numai la centrul stradului și oamenii, copiii să se fugă de acolo cu sufletul în mână, că doamne să nu pierde microbusul. Bun, Iulian, aștept și relatarea de la oamenii din sat, nu doar indirect să vorbești dumneata și mai ales fi foarte supărat pe primar când primarul nu dă replică și când oamenii din sat nu spun asta direct. Nu, că eu am solicitat și monitorului de Botoșani, care a ajuns și vreau să transmit tot pe această cale, care a refuzat să discute și cu presa de la Botoșani. Deci atunci despre ce mai vorbim, Oleg, dacă o presă Botoșani, au ajuns să-l contactez pe primar și domnia sa o refuza discuția cu presa de la monitorul de Botoșani. Poate omul n-are argumente, are ceva de ascuns, cum am zis mai devreme, sau poate n-are încredere, într-adevăr se crede hărțuit. Nu, dar domnul de la presă s-a legitimat și a spus cine este, i-a spus din ce parte vine, fiindcă eu am sesizat atât scris, am sesizat online monitorul oficial Botoșani, cât și verbal telefonic. Oamenii mi-au luat în considerare sesizarea mea. Acum urmează să sesizez prefectul județului Botoșani, în care se detașeze cineva într-un corp de control, pentru că acest primar chiar este total ieșit din comun pentru ceea ce face domnia sa pentru comuna aceasta Brăiești. Oamenii mă întreabă pe mine, fiindcă cunoscând toate etapele de pe județul Botoșani, unde pot să apelezi, dar îmi este greu că eu sunt la București și sunt acolo unde sunt. Dar mă voi deplasa la fața locului, voi ajunge de la București, la Brăiești, unde am primit deja și posibilitatea să fiu găzduit, să pot rezolva problemele cu primar, pentru că oamenii sunt sătui de hărțuirea acestui primar, Dan Nistor. Adrian Nistor, de fapt. Am înțeles. Mulțumesc pentru relatare. Ținem legătura. Suntem cu ochii pe Brăiești. Bun, Doamne ajută și weekend plăcut. Noroc.